Veniți cu toții la Domnul, veniți cu bucurie, să-L preamărim pe Tatăl al nostru Creator. O pământule, aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie, veniți cu toții la Domnul, veniți cu bucurie, să-L preamărim pe Tatăl al nostru Creator. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem din nou în jurul altarului pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit în săptămâna care a trecut și pentru a cere ajutorul Său pentru zilele care ne stau în față. Și cum în fiecare duminică primim și un îndemn din partea cuvântului Domnului pentru comportamentul nostru, astăzi Evanghelia, ca și prima lectură, ne vor atrage atenția asupra smereniei, asupra umilinței, asupra modestiei. În goană după primele locuri, după afirmare, după acapararea primilor posturi, Iisus ne spune că trebuie să căutăm locurile din urmă. Și ceea ce contează mai mult este ca să fim primii în împărăția lui Dumnezeu. Începând cu ziua de astăzi, 1 septembrie, parohia de aici, din centru, are un nou părinte vicar, este părintele care concelebrează cu mine, părintele Gabriel Cătălin Păuleț, care este detașat, transferat aici la parohie, și se va ocupa cu pastorația copiilor. Îi dorim mult succes și să aibă aici multe împliniri, călăuzind pașii copiilor și nu numai, dar și al tuturor credincioșilor care vor veni la parohie, la biroul parohial sau îl vor întâlni în diferite ocazii. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, vă rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc ca să te mântuiești pe cei cu inima căită, Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Tu care ai venit să chemi pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, îndură-te!
bucură-te de noi, Hristoase, ne bucură-te de noi. Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocevești pe tronul, Doamne, ne dură-te de noi, Doamne, ne dură-te de noi. Mărire în cerul lui Dumnezeu. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Cerevesc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis Gloria, gloria, gloria in excelsis Doamne Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis, Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Tu care șezi la dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Să ne rugăm. Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârșit, zădește în inimile noastre iubirea față de numele Tău, unește-ne tot mai strâns cu Tine spre a hrăni în noi ceea ce este bun, și veghează cu grijă ca să păstrezi ce ai sădit în noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura întâi. Citire din cartea lui Ben Sira. Fiule, împlinește-ți cu blândețe lucrările tale și vei fi iubit de omul plăcut Domnului. Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult să te umilești și vei afla har înaintea Domnului.
căci mare este puterea Domnului și El este glorificat de către cei umili. Nu este leac pentru pericolul trufiei, căci planta nelegiuirii s-a înrădăcinat în ea. Inima celui priceput consideră parabola și urechea celui ascultător este dorința celui înțelept. O inimă înțeleaptă și prevăzătoare va evita păcate și va avea succes dacă va lucra cu dreptate. Cuvântul Domnului. În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit țara pentru cel sărac. În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit țara pentru cel sărac. Cei drepți se bucură și tresaltă de bucurie în fața lui Dumnezeu. Exultă în tresălătării de bucurie, cântați lui Dumnezeu, cântați psalmii numelui Său, tresăltați de bucurie înaintea Lui. În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit țara pentru cel sărac. Dumnezeu este tatălor fanelor, apărătorul văduvelor, El care locuiește în lăcașul Său cel Sfânt. Dumnezeu le dă o casă celor părăsiți, El îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertății. În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit țara pentru cel sărac. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, moștenirea ta sleită de puterea ineviorat-o. Dumnezeule, viețuitoarele tale au locuit în țara pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. În bunătatea ta, Doamne, ai pregătit țara pentru cel sărac. Lectura a doua, citire din scrisoarea către evrei. Fraților, voi nu v-ați apropiat de ceea ce poate fi atins, nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună, nici de sunetul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească niciun cuvânt. Iar priveliștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a spus, sunt îngrozit și mă cutremur, dar voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, de comunitatea întâilor născuți înscriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepți duși la desăvârșire, de Iisus, mijlocitorul noii alianțe, cuvântul Domnului. Alleluia, 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 alleluia. Luați asupra voastră jugul meu, spune Domnul, și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Aleluia, 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 aleluia.
să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne, Într-o zi de sâmbătă, Iisus a venit în casa unuia dintre conducătorii farizeilor ca să ia masa, iar ei îl urmăreau. Văzând cum își alegeau locurile din tâi, le-a spus celor invitați această parabolă. Când ești invitat de cineva la nuntă, nu ocupa primul loc, pentru că ar putea fi chemat cineva mai de seamă decât tine. Și venind, cel care te-a chemat și pe tine și pe el îți va spune, dă locul acestuia. Atunci vei sta cu rușine pe ultimul loc. Dimpotrivă, când ești chemat, mergi și așează-te pe ultimul loc, pentru că atunci când va veni cel care te-a chemat să-ți spună, prietene, urcă mai sus. Și acolo vei avea glorie în fața tuturor celor care sunt la masă cu tine. Căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. Iar celui care l-a invitat i-a spus, când ai un prânz sau un ospăț, nu invita pe prieteni, nici pe frați, nici rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei la rândul lor și asta să-ți fie răsplata. Dimpotrivă, când dai o masă, invită-i pe cei săraci, infiri, șchiopi, orbi și vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase, Lăudat să fie Iisus și Maria. Preasfințite, biscredincioși, în această a 22-a duminică de peste an, Biserica ne propune spre meditare un fragment din capitolul al 14-lea al Evangheliei după Sfântul Luca, un fragment ce ne prezintă pe Iisus invitat la un ospăț, la un prânz, invitat de unul dintre conducătorii farizeilor din acea vreme. Acest capitol debutează cu o minune pe care o săvârșește Iisus cu unul dintre cei invitați la nuntă. Era acolo o persoană bolnavă de hidrofizie. Și Iisus hotărăște să vindece acea persoană, dar farizeii care erau invitați s-au supărat, întrucât ei considerau că prin aceasta Iisus încalcă repausul duminical. Și îl priveau cu suspiciune pe Iisus, căutând motive pentru a-l pune sub acuzare. Dar și Iisus, la rândul său, îi privește și observă acea luptă pentru a ocupa primele locuri. Și astfel, printr-o parabolă, Iisus le pune în față o oglindă care le demască atitudinea lor greșită. Iisus, de altfel, ne pune această oglindă în față și nouă, celor care suntem prezenți acum în fața Sfântului Altar, pentru că și noi, de multe ori, suntem mânați de mândria și de ambiția noastră. Iisus începe această parabolă prin a cita un fragment din Cartea Proverbelor. Acolo, în capitolul 25, se spune în felul următor, nu te așeza pe locul regelui și nu sta în fața nobililor, ca nu cumva să fii coborât și atunci vei fi umilit înaintea celor nobili pe care îi văd ochii tăi.
Iisus îi invită, în schimb, să ocupe primul loc atunci când participă la o masă, la un ospăț. Și aceasta nu pentru ca să evite situațiile jenante în care ar trebui să părăsească locul pe care l-au ocupat. Iisus nu ne învață să fim vicleni și nu este nici în intenția Lui să ne învețe să fim prevăzători, înțelepți. Dar Iisus ne propune fiecăruia dintre noi astăzi logica ultimului loc, întrucât atunci când mergem pe această cale, pe calea umilinței, noi creăm spațiu fratelui nostru, îi dăm posibilitatea de a fi împreună cu noi în comuniune. Atunci când preferăm să fim umili, când ne întâlnim cu aproapele nostru, noi îi spunem: Tu ești important pentru mine, vreau ca Tu să fii servit mai întâi. Tu ești prețios în ochii mei și tocmai de aceea îți vreau binele Tău. Iată așadar, logica aceasta a ultimului loc deschide calea dragostei frățești și armoniei dintre oameni. Aceasta este logica pe care mai întâi și mai întâi de toate a urmat-o Hristos. Este logica pe care a urmat-o Dumnezeu ori de câte ori s-a coborât și coboară în continuare spre noi oamenii. Atunci când Dumnezeu iese din sine și înfăptuiește lucrări extra, El urmează această cale a umilinței și este calea pe care ne-a învățat-o și Iisus Hristos prin viața și activitatea Sa. De la nașterea din ieslea sărăcăcioasă a Betleemului până la moartea pe cruce, Iisus ne-a invitat să urmăm această logică, această cale a umilinței care ne conduce la Dumnezeu, pentru că cel mândru nu are loc în viața lui de Dumnezeu. Cel mândru își este suficient, nu este atent la vocea lui Dumnezeu și este incapabil să accepte voința Sa. Iisus ne invită pe fiecare dintre noi să urmăm această logică a umilinței, o umilință care ne ajută să ne punem într-un raport corect și cu Dumnezeu, și cu aproapele nostru, dar și cu noi înșine. O persoană umilă se recunoaște în calitate de creatură în fața lui Dumnezeu, își recunoaște nevoia, își recunoaște dependența față de Dumnezeu și este deschisă spre a primi mesajul Său și spre a-L pune în practică. De asemenea, o persoană umilă se relaționează corect cu privire la aproapele, pentru că vede în toți un om care are o valoare deosebită. Vede în fiecare om o creatură a lui Dumnezeu și un copil al Său. De asemenea, umilința ne ajută și pe noi ca să ne raportăm corect la noi înșine, întrucât atunci când suntem suficient de umili, noi reușim să ne acceptăm în mod constructiv și limitele pe care le avem, dar și calitățile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. O astfel de persoană, spre exemplu, a fost Mozart. El spunea deseori despre sine că este unul dintre cei mai buni compozitori și geniul său dă dovadă despre acest lucru. Într-adevăr, este unul dintre cei mai buni muzicieni din toată istoria. Dar Mozart era totuși o persoană umilă, pentru că vedea acest talent al său ca pe un dar al lui Dumnezeu, ceea ce îl motiva și mai mult de a munci cu acest talent pe care l-a primit și pentru a-l pune în slujba aproapelui. În partea a doua a Evangheliei, Iisus ne invită să fim generoși, dar să fim generoși mai ales cu persoanele defavorizate,
cu persoanele care au nevoie de ajutorul nostru și care nu pot să ne dăruiască în schimb binele pe care îl primesc de la noi. Ne spune Iisus, când dai un prânz sau un ospăț, nu invita pe prieteni, nici pe frați, nici rudele, nici vecinii bogați, pentru că există riscul să ne închidem în falsa iluzie că ceea ce dăm trebuie să și primim înapoi. Dar Iisus ne invită ca noi să ne deschidem inima spre toți frații noștri și preferă să folosească acele categorii de oameni care erau cele mai disprețuite în acel timp. Acești oameni pe care îi pomenește Iisus nu erau primiți nici măcar în cultul de la templu, săracii, infirmii, șchiopii, orbii. Și Iisus ne spune că abia atunci când vom înțelege calea umilinței și când vom pune în practică logica iubirii pe care ne-o învață Dumnezeu, o iubire totală, necondiționată, doar atunci vom fi fericiți și doar atunci vom primi răsplata din partea lui Dumnezeu. Spunea cineva foarte frumos că noi ne rugăm pentru, iubim pentru și dăruim pentru. Dar dacă atunci când ne rugăm, având un motiv pentru care să ne rugăm, noi facem lucrul acesta doar în acele momente, atunci rugăciunea noastră nu este perfectă. Dacă iubim doar pentru a fi iubiți, nu este iubirea adevărată. Și dacă dăruim doar pentru a primi înapoi, ce fel de dar este acesta? Spunea Preasfințitul la începutul Sfintei Liturghii că în fiecare duminică cuvântul lui Dumnezeu ne interpelează în mod activ și ne pune la muncă. Să căutăm și noi săptămâna care urmează ca această cale a umilinței pe care ne-o propune Iisus să o îmbrățișăm și noi, începând din familiile noastre, locul de muncă, vecinii și oriunde am fi. Și continuăm Sfânta Liturghie rugându-L pe Bunul Dumnezeu să preschimbe inima noastră și să spunem cu toții împreună: O Iisuse, cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima Ta. Lăudat să fie Iisus și Maria! Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, și de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă,
catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Iisus ne-a învățat să umblăm în lumină. Uniți în ascultarea cuvântului dumnezeiesc și în oferirea jertfei sfinte, să-i cerem harul de a înțelege și de a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii, dăruiește-le fiilor bisericii tale o dorință tot mai aprinsă de a te cunoaște și de a te urma. Transformă-i pe toți păstorii bisericii în adevărați apostoli, plini de credință și de iubire. Deschide mințile și inimile celor necredincioși ca să primească adevărul învățăturii tale. Luminează-ne să putem deosebi mereu adevărul de eroare pentru a ajunge la sfințenia la care ne chemi Tu. Învață-ne ca după exemplul Preacuratei Fecioare Maria să păstrăm în inimă cuvintele Tale, să le medităm și să le urmăm. Cheamă-i pe toți credincioșii răposați să contemple strălucirea feței Tale. Dumnezeule prea milostiv, căile Tale sunt adevăr și dreptate, ajută-ne să urmăm învățătura Sfintei Evanghelii și să o propovăduim prin întreaga noastră viață, prin Hristos, Domnul nostru. Cere și pământ, primește cu bună voință, prin novosul de seamă și cuvânt, cu dovorul de struguri și grâne, pe care mă le punem pe ale tare, ți-aducem slăvite stăpâne, și toate ale noastre mă dară. O, Doamne, ale nostru părivinete, stăpâne peste cere și pământ, primește cu bună voință, prin novosul de slavă și cuvânt. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca jertfa sfântă pe care ți-o aducem să ne dăruiască purul binecuvântarea Ta aducătoare de mântuire, pentru ca ceea ce săvârșiști acum sub semnele sacramentale, prin puterea Ta să ajungă la desăvârșire prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mie mică Duhule Tău, sus inimile, le-am la Domnul, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Dreve de nuic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept,
de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul, cerul și pământul de mărirea Lui, de mărirea Lui. Osana, 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 în etro ce e de sus, în etro ce e de sus. Bine este covenetat, ce bine, în numele Domnului. Osana, 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 în întrucine de sus, în întrucine de sus. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însublețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cerul noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine,
Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Aurel aici de față, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu care ei asupra Ta păcatul lumii, miloiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu care ei asupra Ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra Ta păcatul lumii,
ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Viața pentru oile tale. Tu ești lumina în întunericul acestei lumii. Tu ești calea, adevărul și viața. Tu ești alinare în suferință. Tu ești liniștea sufletelor noastre. Conduci pe calea paradisului, tu ești cheză și a sufletelor noastre. Găduie, Doamne, să te părăsim, căci Tu ai cuvintele vieții veșenice. Rămâne, Doamne, rămâne, un
dă-ne bine greu să te urăm. Mai greu este să rămânem fără tine. Rămâi cu noi. Doamne, rămâi atunci când crucea ne apasă greu pe umeri, ajută-ne să urcăm pe urma ta cale, amarul. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi. Dorim să rămânem statornici în iubirea ta, să nu ieșim niciodată din cuvântul tău. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nimic nu putem face fără tine. Împreună cu tine culegem roade, belșug amat. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Să ne rugăm. Îndestulați cu pâinea ospățului ceresc, te rugăm, Doamne, ca această hrană să întărească în inimile noastre iubirea, astfel încât să fim mereu gata să te slujim în frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să le vergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să luați puțin loc pentru câteva anunțuri. Astăzi este a cincea zi mondială de rugăciune pentru îngrijirea creației. Suntem chemați să fim sensibili față de mediul ambient, casa noastră comună în care Dumnezeu ne-a așezat pentru a trăi și munci în armonie cu tot ce ne înconjoară. Vinerea și sâmbăta aceasta sunt primele din luna septembrie, cu devoțiunile obișnuite la inima preasfântă a lui Iisus și la inima neprihănită a preacuratei Fecioare Maria. Vineri vom vizita bolnavii. Pentru a cunoaște cât mai bine și cât mai mult cât ne iubește Maica Domnului și cât de mult ține la mântuirea noastră, vă recomandăm lectura volumelor dedicate aparițiilor de la Lourdes și de la Fatima. Le puteți găsi la biroul parohial sau la ieșirea din biserică. Sâmbătă, la ora 7, vom pleca în perelinaj la Cacica de aici, din curtea catedralei. Îi rugăm pe cei înscriși să fie punctuali. Vă anunțăm de asemenea apariția numărului pe luna septembrie a revistei Lumina Creștinului. Împreună cu Preasfințitul Aurel, cu Părintele Parou și ceilalți preoți din casă, vă dorim o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până la veac. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Doce Sfântă ievești și spre noi privești, dulce Maria, Mama Maria, iubită, veșnic slăvită, roagă-vă-te penetrul voi. Mama Maria, iubită, veșnic slăvită, roagă-te, roagă-vă-te, penetrul.